Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat că nu se dorește închiderea complexului energetic Oltenia și că va face demersurile necesare pentru ca planul de restructurare să fie aprobat de Comisia Europeană. La dumneavoastră lucrurile nu sunt simple. Aici avem complexul energetic Oltenia. De aici, după ce se termină manifestarea, la ora 1 plec direct la aeroport, pentru că mâine dimineață am întâlnire pentru complexul energetic Oltenia la Bruxelles cu doamna vicepreședinte Verstappen, pentru că îmi doresc și vreau să reușim. Complexul energetic Oltenia trebuie restructurat, este foarte important pentru sistemul energetic național și așa trebuie să rămână. La dumneavoastră aici vreau să dau acest mesaj, că ne batem și vom reuși restructurarea complexului energetic Oltenia. Vreau să le mulțumim și domnului Orban și domnului Câțu, pentru că și în guvernul Orban și în guvernul Câțu, complexul energetic Oltenia a beneficiat în total de 500 de milioane, aproximativ, de euro pentru certificatele de CO2. Pentru că îl dorim, nu dorim să închidem complexul energetic Oltenia, ci îl dorim în continuare funcțional pentru Gorjeni, pentru Olteni și pentru România. Complexul energetic Oltenia este important pentru România. Planul de restructurare a complexului energetic Oltenia a fost retrimis către Comisia Europeană. El ar fi trebuit aprobat încă de la începutul anului, dar a fost refăcut și retrimis la Bruxelles în luna iunie. Planul a suferit o serie de modificări față de cel care a fost trimis inițial și asupra căruia a fost deschisă o investigație.